Marți după amiază, pe 6 februarie 2024, la Galeria de Artă Zamca, a avut loc vernisajul expoziției Catarsis, semnată de talentata artistă plastică Marina Pișta. Evenimentul a început la ora 15 și a adunat oameni pasionați de artă, dornici să descopere universul creativ al artistei. Expoziția, care cuprinde o selecție captivantă de lucrări recente ale Marinei Pișta, a fost cu siguranță un moment deosebit, oferind publicului posibilitatea de a explora călătoria sa artistică și evoluția creativă. De la picturi abstracte la portrete expresive, fiecare operă a spus o poveste unică, fiind o expresie autentică a emoțiilor și experiențelor trăite de artistă. Evenimentul a beneficiat de prezența curatorului expoziției, maestrul Mihai Pânzarupim, care a adus o perspectivă valoroasă asupra creațiilor expuse. Această expoziție este o invitație la normalitate, la frumos, prin etalarea eternului feminin. Aceste lucrări ale Marinei sunt ca niște mărțișoare, sunt ca niște pandante pe care, eu știu, le poți face bișterii și să le faci cadou iubitelor, iubitelor lor. Bucuria creației o transferă și unor grupuri de copii care vin către ființa aceasta minunată, de la care iau lumina culorilor. Pentru că Marina are cercuri de inițiere în domeniul artelor pentru cei mici. Este grozav ce face ea. Și Marina lucrează, observați, policromie, lucrează și în tonuri, explodează, dar și se ordonează în tonuri mai sobre și are capacitatea asta de a nu se repeta. Deci o să vedeți aici, nimic nu seamănă cu celălalt. Criticul de artă, doctorand Delia Ioana Lezeriuc, a împărtășit detalii interesante despre expoziție și despre parcursul artistic al Marinei Pișta. Portrete deosebite, prin candoare, expresivitate și tandrețe. Prilejuiesc pictoriței etalarea virtuților de remarcabilă desenatoare și coloristă. Într-adevăr, expoziția poartă, titlul sugestiv, Catarsis, ce ne conduce la un concept din teoria psihanalitică și ne prezintă faptul că emoțiile asociate evenimentelor traumatice ies la suprafață inevitabil mai devreme sau mai târziu. Originea acestui punct este destul de veche, provine din grecescul catarsis, ce se traduce ca fiind o purificare sau o curățare. Și este cunoscută ca fiind totodată o eliminare a energiilor negative și chiar poate chiar a comportamentelor toxice care pot fi cauzate de aceste traume, poate chiar necunoscute. Marina Pișta selectează în procesul de creație și de alegere numai ceea ce este destinat să transmită emoțiile sale. Și are puterea să exercite inhibiția necesară asupra a ceea ce ar încărca mesajul său. Efortul de cizelare a elementelor materiale, ducând tocmai la eliminarea superfluului. Astfel, observați produsul finit, forma de artă finală în viziunea artistei Marina Pișta, ce și-a cristalizat mesajul pentru ca strălucirea acestuia să ne ajute, să ne ajute pe noi să-l receptăm, să ne limpezim trăirile noastre. Caracterul particular al acestei picturi o situează pe artistă sub forma unui surprinzător generator de numeroase și chiar profitabile surprize pentru publicul iubitor de artă. Această mobilitate intelectuală constituie, de fapt, poate reperul cel mai relevant al creației artistei. Marina Pișta, absolventă a Facultății de Arte Vizuale și Design George Enescu din Iași, specializarea pictură, și-a împărtășit pasiunea pentru artă, explorând cu creativitate tehnici precum acrilicul, acuarela și tehnici mixte. Sunt
foarte emoționată. Felia a spus ce era de spus, vorbele sunt la ea, la mine pentru, da? Nu știu dacă fac bine ce fac, cât de bine fac, o să decidă timpul, dar îmi fac bine. Făcând asta, când pictez, de multe ori parcă plutesc, nu mi-e foame, nu mi-e sete, iubesc cu toată inima să fac asta și cred că ați simțit. Expoziția Catarsis este deschisă publicului până pe 15 februarie 2024, oferind vizitatorilor ocazia de a experimenta frumusețea și expresivitatea lucrărilor Marinei Pișta într-un cadru artistic deosebit.